La Daniela Miranu, vă reamintesc, chiar acum, chiar în aceste momente, se lansează cel mai așteptat family reality show al anului, Prodanca și Reghe, prețul succesului. Daniela Miranu se află la eveniment, știți asta deja, dar nu oricum, ci alături de Ana Maria Prodan. Bine v-am găsit, dragile mele, nu vă întreb nimic, vă las pe voi să-mi dați toate amănuntele. Bine te-am găsit din nou, Laura. Într-adevăr, sunt alături de vedeta zilei, sunt alături de Ana Maria Prodan și da, chiar în aceste momente are loc lansarea celui mai așteptat reality show al anului. Cum te simți, Ana? Uite-mă, mă simt minunat. Te pup, Laura, vă pup pe toți. Sunt fericită și superb și mă simt minunat și îmi pare rău că nu este și Laura și nu sunt piticii să se bucure alături de mine. Cele mai frumoase imagini rulează chiar acum în spatele nostru. Cum a fost perioada asta a filmărilor? Cum a fost să-ți readuci aminte de cum erau celelalte reality? Ușor, relativ. Am revenit așa încet, încet, că eram puțin amorțită, știi? Au trecut câțiva ani de când nu am avut reality-ul pe post, dar e o chestie naturală, e o chestie care vine de undeva din mine. Așa m-am născut și cred că așa o să mor. Cum e să-l ai pe Fișii tot timpul în spatele tău, în suflă, în ceafă? Fișii este fabulos. Deci Fișii stă după mine secundă de secundă și când înghit știe. Ana, dar ai stat în picioare aproape o oră și jumătate. Ai dat interviuri fiecarei persoane care a venit la tine. Cum e? Mai poți? Da, pot și este normal, pentru că ceea ce n-au înțeles foarte mulți din, nu știu, între vedetele din România, este că ele există datorită presei și dacă nu ai un respect împins la, așa, la extrem, e greu să faci față. Iar eu odată am avut o ieșire din asta și știu cum e, dar asta, uite ce frumos stau în fața presei. Arăți fabulos astăzi, ești așa, de acolo. Nu știu, te văd așa puțin Italia, nu știu, mafie. Da, sunt la Piovra, cum mă numesc pe mine dușmanii. Ana, nu-ți e greu că nu sunt Bebeto, Laur lângă tine astăzi, la un moment atât de important, practic. Dar noi suntem împreună mereu. Eu, dacă am câteva ore libere, nu știu, dimineața m-am urcat în avion și mă întorc a doua zi dimineață. Deci nu este ca și cum nu ne vedem cu ani. Nu. Ne vedem non-stop, vorbim non-stop la telefon, pe imagine, suntem ok. Și așa am crescut eu și așa mi-am crescut și copiii. Să fim independenți, să nu stau lăunăie, mama, nu mai trăiesc, nu. Spune-mi, care e cea mai tare întâmplare, să-i spunem așa, de la filmările, de la ultimele filmări, poftim. A, la noi se întâmplă lucruri ciudate, ne pomenim noi așa cu ele și leșinăm de râs, știi? O să vezi că sunt momente când râdem ca nebunii și nu putem să ne oprim. Multe, foarte multe momente, că dacă nu ai un scenariu, știi cum e, ca la film, să te ții de el, gândește-te că la noi vine viața așa, peste noi, știi? Și noi o trăim așa, fiecare secundă. Bebeto și-a adus aminte cum e să stai la testimoniale, că știu că el era... Deci mor, deci chiar mă uitam zile trecute când începea 1, 2, 3 și începem. Da, lui place foarte tare la testimoniale. Eu mă plictisesc. Am văzut, pentru că Laur nu a fost alături de tine astăzi, ți-a trimis ceva prin intermediul unui prieten, fratelui său, așa cum a spus. Da, Horia. Da, noi suntem prieteni de familie și Horia a crezut în mine din totdeauna. Adică el a avut așa o nebunie împinsă la extrem cu mine și Reghe Camp. Chiar ne spunea, măi, voi sunteți cea mai tare familie din România. Și spuneam, Horia, cred că așa nevestul, eram mici la început. Și da, a avut dreptate și îl iubesc tare mult pentru asta și îi mulțumesc că m-a susținut în toți acești ani. Am lângă mine oameni foarte dragi care mă susțin și îmi dau cumva forță să merg mai departe. O am pe mama mea și pe tatăl meu întotdeauna alături de mine. Am copii, am soțul care mă susține așa, cumva, fără cuvinte. Adică mi-aduc aminte cum tatăl meu o susținea pe mama mea și îl văd pe el exact proiecția tatălui meu. Nu știu, cred că este o chestie care ne bucură existența așa și mă bucur și când văd imagini din vechiul reality și când realizez cât de mult au crescut copiii și ne distrăm când le vedem și sper ca peste vreo 30 de ani să ne uităm la astea și să râdem și atunci. Și acum să ne întoarcem puțin la ce ți-a trimis Reghe, ne arăți și nouă, că am înțeles că are așa o valoare cam de 20.000 de lire. E așa de rău să vorbesc despre cât costă, nici nu contează, putea fi o chestie, nu știu, făcută de el dintr-o crenguță de copac. Cei care mă cunosc știu că nu în valoarea, nu știu, materială a cadoului constă fericirea mea.
Orice, dacă mi-aduci o castană sau o frunză de pe stradă și mi-o dai, eu o păstrez. Am, de exemplu, din buchete de flori câte o floare primită de la oamenii dragi mie și le păstrez acasă. De altfel, am și văzut niște imagini cu un buchet de flori pe care ți l-au adus băieții tăi de ziua ta. Da, da. Malintă întotdeauna ai mei și îmi place să fiu alintată. Ana, întorcându-ne puțin la evenimentul de astăzi, ți-am spus mai devreme că ai stat o oră și jumătate da. Să dai interviuri. Noi am mâncat. Tu n-ai mâncat. Cum n-am mâncat? N-ai mâncat. Dar te prinde fișii mereu. Da. Ne întoarcem la fișii când acum. Când am spus că m-am născut pentru a mânca? Și uite-te, cum să nu mănânci? Deci eu cu familia Castelano avem așa o relație de familie fabuloasă și pe Ciro, pe Joshua, pe toți îi iubesc din suflet și uite-te, ei... au ținut așa, în mod expres, să-mi facă la It Cucina această lansare într-un cadru extraordinar și cu o mâncare pe care este greu să o găsești oriunde în România. Și de asta spun eu, uite, l-am pe Alessandro ce lângă mine. Pe cum ce uici, frumoasă că ești, doamne, ce... Ți-am spus cumva așa, astăzi sunt italiancă, ca și ei. Da. Și ăștia uite sunt... Deci, pregătite uite, pentru tine, uite. Uite, chiar îi spuneam că este foarte drăguț. Asta e aragusta, că de obicei mănâncă domnul Prodan, făcută la catalană. Asta e peștele meu preferat, da, că este drăguț. Asta e Sfântul Pietro. Asta e Sfântul Pietro. Asta e pescatul cu oameni, vezi? În natural. Da. Uite-te puțin cum e. Are o carne foarte bună și se face cu paste, da. O ala cuptor, cum mănâncă tu de da. Obicei. Da. Și avem cernia, uite-te asta. Asta și asta este superb, care are da. Niște chestii care se ridică așa, niște... Se ridică, da. Da. Uite-te puțin cum e cernia asta. Asta tot e pescat amu. Da. Tot pește bine de la noi din Italia, știi și tu. Și ce îmi place la ei, că totul să știi că e din Italia. Tot. Pâine, tot ce fac din Italia, da. Legumele la kilometru zero. Da. Avem pește proaspătă care ajunge de 3-4 ore pe săptămână prin avion. Și atunci îți dai adică seama de ce îmi doresc eu să mănânc numai aici. Și este acolo Ciro care, uite-te, se ascunde. Se ascunde. Te iubesc. Fără te limită, iubim. Te iubim! Da. Deci peștele este mâncarea ta preferată, da. Să înțelegem? Deci mănânc pește că-s crescută la Dunăre și mănânc așa, ca să fac o aroganță acum, scoici de când eram foarte mică. Da, da, pentru că da, aia da, prindeau ai mei. Da, știi cum da, e? Da, da. Mică la Dunăre, mama îmi spunea, ia dracu și mănâncă. Da, da. Să nu zicem cuvântul ăla. Așa, de-aia suntem olteni, drăcuim mult. Cam asta este. În rest, sunt o răsfățată a tuturor, a vieții și îmi place și ți-am zis, trăiesc fiecare clipă ca și când este ultima. Și atunci, duminică? Și duminică de la 19:45 să fiți alături de mine și să vă distrați alături de mine, că eu o să văd în premieră primul episod odată cu dumneavoastră. Laura, ne întoarcem la tine. Mulțumesc. Mulțumim, Daniela, Ana Maria, mulțumesc, bineînțeles că suntem cu ochii pe tine, suntem cu ochii pe voi. De fapt, pe spainews.ro e counterul, acolo aflați cât mai este, 3 zile, 5 ore, 18 minute și 58 de secunde în momentul de față, până sâmbătă 9 februarie la ora 19:45 de minute, când se lansează, așa cum vă spuneam, cel mai așteptat family reality show al momentului, al anului.